Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi, suntem singurul stat care încurajează publicitatea la medicamente, dar și o reclamă la boală mentală. Păcănelele pare că au devenit un sport național. Știți că acestea sunt supranumite în lege și jocuri tradiționale. Cazinourile sunt înghesuite pe străzi și bulevarde și asta nu face decât să arate că legalizăm în continuare exploatarea unor români vulnerabili. România este un imens Las Vegas. La tot pasul ți se spune joacă până mori. Jocurile de noroc sunt accesibile și în mediul online, de la copii de 8 ani până la adulți de 40-50. Dependența este încurajată de către stat pentru profit. Guvernanții nu par absolut deloc îngrijorați de comerțul cu afecțiune psihică până la urmă, pentru că așa a fost catalogată de Organizația Mondială a Sănătății. Ieri colegii noștri senatori au votat proiectul Fără Păcănele lângă școli, pe care l-am inițiat alături de doamna deputat Diana Stoica și domnul senator Sebastian Cernic. Și indiferent de culoarea politică, dar avem nevoie și de votul dumneavoastră în Camera Deputaților pentru ca acest proiect să devină realitate. Zi de zi sunt alți copii ademeniți de cazinouri și în loc să rămână elevi în bănci, ei ajung clienți în sălile de jocuri de noroc. Trebuie să oprim această racolare, orice invitație la pierzanie. Oricine este împotriva propunerii noastre, servește o nouă victimă celor care prosperă din jocuri și mint că succesul este un produs al norocului. Industria de gambling este un virus pentru societatea în care trăim. Avem în România peste 70.000 de păcănele și doar puțin peste 8.000 de biblioteci. Avem mai multe agenții de pariuri decât clădiri de învățământ. Se închid școli, dar se deschid cazinouri. Se pun piedici educației, dar sunt favorizate firmele de gambling. Fac un apel la susținerea legii pe care am inițiat-o, cu mențiunea că timpul nu mai este. Avem nevoie să facem acest lucru cât mai repede. Copiii îl vor prelua ca fiind normalitate, pentru că ei asta văd peste tot. Vreau să cred că indiferența ucide nu este o expresie actuală. Ieri am fost sunat de către un părinte care mi-a povestit cum copilul lui, care era doar în clasa a patra, se juca în fiecare pauză alături de toți ceilalți colegi la tot felul de păcănele care la început sunt gratis, dar ai un buton pe care apeși și începi să joci pe bani reali. Și toți se duc după aia acasă și spun, tati, tati, dă-mi și mie 50 de lei pentru că aș fi putut câștiga mult mai mult. Trebuie să oprim acest fenomen, dragi colegi. Vă mulțumesc!